Actualele probleme în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol vor fi discutate astăzi în cadrul unei conferințe anuale pentru consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului. Evenimentul are loc în regiunea Bavaria din Germania și va dura 2 zile. În cadrul acestei întrevederi, reprezentanții Chișinăului, dar și Tiraspolului și ceilalți participanți în formatul 5+2 de negocieri vor discuta despre problemele din domeniul economiei, transportului și ecologiei. Decizia autorităților de la Chișinău de a interzice din 24 august intrarea și ieșirea din țara mașinilor cu numere de matriculare înregistrate în regiunea transnistreană rămâne a fi unul dintre cele mai tensionate subiecte. Acum 2 zile vă amintim că hotărârea a fost suspendată pentru o perioadă nedeterminată.